Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bombonele auditive, nu, da, stați așa să vedeți și mamă, cum ar fi să facem radio în chineză. Sunt convins că se poate face radio în chineză, sunt convins că există radiouri foarte populare în China, dar am vorbit numai de lață. Lață, da. Da, cred că occidentalilor le e foarte, foarte greu să vorbească chineză sau, mă rog, limbi asiatice, pentru că sunt... Există gramatica, dar mai important e tonul. Acolo tonul face limba. Adică, de exemplu, în limba, în mandarină, cum se zice, în chineza mandarină, sunt 4 tonuri și un sunet. Adică e tonul înalt, tonul care urcă, tonul care coboară și urcă, tonul care doar coboară și un ton care nu e niciun ton, e doar un sunet. Și mai e și un ton care e deja coboră. Deci tonul. Practic același cuvânt spus cu un ton diferit înseamnă ceva total diferit și după care sunt combinațiile acestor tonuri și este limba chineză și există un poem întreg în mandarină care cuprinde doar silaba și repetată de 107 ori cu diferite intonații și un poem care are coerență. Adică poemul sună cam așa, într-o traducere aproximativă, zice: într-un bârloc de piatră trăia un poet pe nume Shishi, căruia îi plăceau leii și era hotărât să mănânce 10 lei. El mergea adesea la piață ca să caute lei, la ora 10, 10 lei tocmai ajunseseră la piață, la ora respectivă și tocmai ajunsese și el. I-a văzut pe cei 10 lei și folosindu-și săgețile lui de încredere, i-a omorât pe cei 10 lei și așa mai departe. Deci poemul e o povestioară, mă rog, fără prea mare sens sau coerență, dar cuprinde, cum să spun, fraze inteligibile. Mm-hmm. Și iată cum sună poemul recitat de o chinezoaică în limba chineză. Shi 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 shi. Ok, cât vreți să o ținem așa? O ține așa langa. Să știi că mai există mandarina cu accent moldovenesc. Aia cu șișu. 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 Poemul cum se termină în felul următor: poetul Shishi reușește să prindă cei 10 lei, îi duce înapoi în bârloc și când mânca și-a dat seama că acei 10 lei erau de fapt 10 corpuri de lei de piatră. Încercați să explicați asta. Să-mi pui și mie asta pe un stick, te rog, să mă duc la un chinezesc să vorbesc cu un băiat acolo, să văd dacă e adevărat. Că mie nu-mi vine a crede. Că spune atât de multe cuvinte diferite. Atât de multe cuvinte diferite. Da. Și o să zic că numai 10 lei ai la tine? 4 tonuri. Nu avem lață de 10 lei. Plus un sunet și combinația între ele. Că ai fost în Thailanda. În Thai, cuvântul cau înseamnă trei lucruri diferite. Cum îți spui dacă îi spui cau, cau, cau? Înseamnă orez, ghinion și încă ceva. Nu mai știu, ninsoare. Și încă ceva. În funcție de cum le spui. Da. Fizică ninge în loc de orez. Este distracția de pe lume. Da, bravo. Altfel, bravo ce? Sper că v-a plăcut emisiunea. Nu, învățăm tot soiul de lucruri aici, sigur. N-o să, e bună experiența lui Luca, nu o să învățăm niciodată care este tonul pentru 10 lei, pentru și așa mai departe. Păi să știi că nici ei nu pot să spună R. Zic lață și gata. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.